Aniversarea celor 8 luni de iubire s-a transformat într-un coșmar. Situația a scăpat de sub control. Cu ce trec cu tine, mai trec cu tine. Atunci trebuie să te întrebi tu, oare de ce e vina la tine sau la alte fete? Eu cred că am mai multe materiale în care îți declar cuvinte frumoase decât ai tu, sincer. Gata, că nu se mai poate. Nu, tine, dar să nu crezi că eu am primit vreodată atât de mult de la tine încât să zic, bă, frate, ce mi oferă fata asta? Spune-mi ce-ți lipsește de la mine. Când spui te iubesc o dată pe zi, da, ce da. Zic eu, hai că spun dacă vrei să spun. Zic că o dată pe zi. Raimo, deja nu să auzi. Hai să ți auzi. Stai tu liniște, hai să mergem în casa băieților. Hai, trece acolo. Hai să mergem în casa fetelor, că deja are rost. Să-ți fie rușine dacă eu spun o singură dată pe zi. Să-ți fie rușine, stai și vorbești singur. De acum mă scârbești și eu cu tine nu mă mai par. Tu ai văzut oamenii de afară ce zic de tine? Tu ai observat toată lumea ce zice? Nu mă interesează. Ai observat ce zic și toți din casă? Păi da, pentru că tu și toți din casă ai observat ce zic, că îți faci joc de mine, în fiecare zi ai ceva. Profitat de mine 10 luni. Stai puțin, că nu sunt atât de proastă, Raimond. Da, Tina. Schimbă că nu-ți oferă nimeni absolut nimic ție, că nu meriți Tina atât de mult cât crezi. Eu dacă ies afară de aici, o să fiu fericit. O alta. Raimond, îți spune ție, ai vârsta unui om care nu e pregătit pentru căsătorie. Nu ești pregătit pentru căsătorie, stai tu liniștit. Ești un mare vagabond, asta ești. Da, băi, au dreptate toți de afară. Nu mă iubești. Ce n-aș petești. Poate te-au iubit alții, dacă nici eu nu te-am mai iubit. Zilele trecute îmi ziceai, ești marea mea iubire, n-am iubit pe nimeni cum te-am iubit pe tine, cum te iubesc pe mort, tine. Era mai minți și cu asta. Ceea ce ai spus mai devreme. Nu mai are rost tine oricum. Nu mai are rost. Niciodată. Eu nu mai fac tine oricum, asta îmi pare. Niciodată. Și stai însă că n-am așteptat ziua asta să se termine sau... Ba, ești tot. Nu am așteptat tine, ai așteptat-o tu. Nu, Raimu, nu sunt atât de proastă. Ești proastă, Tina? Cu P mare. Hai, nu mă fă așa. Puteți, vă rog, nu să veniți să ne luați? Yes. Hai, trei jos, vine acolo. Stai jos, arată-ți că o să vină. Arată-ți bărbăție. O, bă, ca tine nu o să-mi pară rău niciodată. Te simți mândru? E, dacă tu crezi că nu poți să iau cu forța... Dar nu mai vreau să mă fac cu tine. Nu, se trebuie să te întâmplă cu beneficii. Gata, mai dai mie tine. Eu mă joc cu tine și tu dai în gata, serios. Gata, hai, dă-mi drum. Ce-i fără? Taro, Mementos. Suntem oameni, avem viață, suflet, da? Da, și eu am suflet. La următoarea analizare o să încerc fliparea și cred. Dacă vrei să facem baltul, să arăt altul în seara asta. Termină, Tina, și lasă orgoliile și nu astea. E vorba de orgoliu. Ba da, Tina, e vorba de orgoliu. Nu, în momentul să ajut, că nu e vorba de orgoliu. Am spus gata. Am spus termin, Tina. Te joc pe mine atât, am spus să termin. Gata. Din orgoliu tău că n-am vrut să dansez, de-aia s-a ajuns aici. Ba da, Tina, de-aia, pentru că eu niciodată nu-ți fac ție pe toată, fă ce vrei. Mireasă pentru fiul meu. Vreau să întreb și eu, că asta mi se pare mai important decât tot ce v-ați spus. Ai bruscat-o cumva pe Constantina de cel puțin două ori? Nu, doar când s-a dus la camera, am tras-o de mână, că deja ne făceam de râs și în fața staffului era, cred că a doua sau a treia oară, când cerea, haide să intrăm în casa băieților. Eu m-am dus la sală de mai multe ori să mă duc în casa băieților, în casa fetelor și el atunci s-a supărat și m-a tras de mână. Asta înseamnă că ai bruscat-o. Cel nu puțin am... la cum s-a văzut clar pe material, a fost bruscare. Nu a fost chiar bruscare, a fost un pic mai așa, nu pot să zic, pentru că deja chiar ne făceam de tot râs. O spui odată la cameră, spui de două ori cum trebuia să plecăm și atât, în rest, nu. Dar în dressing ce s-a întâmplat? Acolo nu ne-am gândit să punem camere de luat vedere. Nu, în dressing stăteam pentru că nu vreau să audă toată lumea ce vorbim, erau mulți la oglindă și pur și simplu vorbeam. Da, a părut că vă luptați acolo, după perdea. Ce s-a întâmplat? Nu, mă ținea pur și simplu în brațe cu forța și eu vreau să plec. Eu stăteam așa și o țineam pe ea așa. Și eu vreau să plec și el nu-mi dădea drumul. Stai cu mine și vorbește. Eu întotdeauna v-am spus, ori de câte ori mă cer cu el, nu vreau să stau la discuții, nu-mi place să mă contrazic, știu că nu ajungem la niciun numitor și vreau să mă retrag. El în acele momente vrea să discute. Ce s-a întâmplat între voi de v-a spus niște lucruri atât de urâte? Da, au fost foarte urâte, nu poate în ce scuze. Au fost foarte urâte și din partea mea și din partea lui. De că... Asta este, ce se mai întâmplă? Încă din primul moment când am intrat în casa băieților, deja se simțea că o să fie o ceartă. După ce am aruncat câteva baloane după gard, el mi-a zis, hai Constantina, las-o, hai înăuntru.
că plouă. Am simțit că nu apreciază gestul meu. Am intrat în casă, l-am văzut că este indispus. După ceva, câteva minute m-am indispus și eu. Și de acolo s-a început tot. Bun, tu îi spui lui că te scârbește, tu nu te mai împaci cu el. Iar el spune că de fapt toată lumea are dreptate și anume... Îți bați joc de mine. 10 luni ai profitat de mine cât ai putut. Nu meriți atât de mult pe cât crezi. La ce te referi? Da, domnule, că tine-am tot spunea că eu nu-i ofer, că eu nu știu ce și... Na, dar care lume are dreptate? Oamenii care nimeni nu are dreptate. Nu. Trebuie să spun ceva ca să fim chit. Dar mai mereu tu aduci acest argument. Că nu, am spus-o doar că trebuia să spun ceva. Dar nimeni nu vă obligă să vorbiți atât de urât. Să-i spui, doamne, că are o atitudine de pițipoancă. Că ai fost un orb. A fost la un moment dat și un bip, pentru că n-am putut să redăm tot ce v-ați spus. Și ai zis că n-am să plâng după o... ca tine. Nu, nici eu nu mai urât. Da, foarte urât, nu pot să zic. Ea nu-ți oferă nimic din ceea ce îți trebuie ție, nu e nici pe departe ceea ce crede ea că este. Nu, e doar am avut o discuție tot atunci, eu am spus că mie îmi convine tot ce... îndăia. Doar că mă deranjează când spune că nu ofer și m-a spărat și mai tare că mă nevoia că a spus că da, au dreptate toți, tu chiar nu mă iubești. Atunci mi-a dat sub centură și atunci am luat foc. Acum, dacă e vorba de mesaje pe care le primim din afara emisiunii, voi ați spus odată că nu e nimic adevărat din tot ceea ce circulează. Pe de altă parte, tu la nervi, Raymond, îți spui, lumea de afară are dreptate, îți bați joc de mine. Tot lumea de afară mai spune, asta spune lumea, da. Dar și știți mesajele. Că familia ta n-ar dori-o pe Constantina, că ai fost acum recent la cumpărături, te-ai întâlnit cu Vanessa, că ai venit destul de afectat în casă. Să aibă legătură inclusiv cearta voastră aniversară cu tot ceea ce ai mai auzit de pe la cumpărături. Dar nici măcar n-avea treabă cu ceea ce se întâmplă pe afară, dar... Cei de afară nu m-ai influențat să fiu supărat. Mai găsești când o faci de atâtea ori. Că a fost, când asta e, le-am aruncat, a trecut, ne iubim în continuare. Păi, dar voi dacă sunteți atât de pătimași la nervi, se poate ajunge chiar și mai departe. Nu se la poate o simplă bruscare, cine știe unde să ajunge. Da, nu. Chit că a doua zi îți pare rău că ai făcut-o, dar o faci la nervi, să înțeleg, nu? Doamna, la noi încă nu ne cunoaștem îndeajuns de bine. Chiar dacă am stat atâtea luni și zile împreună, sunt unele lucruri sufletești pe care încă nu le-am vorbit. După ce am avut discuția în particular cu doamna psiholog și Raymond, am înțeles exact ce fel de persoană este el. Dacă am fi discutat cu două zile înainte, nu s-ar fi ajuns unde s-a ajuns. Eu, în acel moment când ne-am certat, eu aveam o altă idee. Îmi strânsese mai multe idei și anume că el nu mă iubește, că el nu e drăgăstos cu mine, că el nu mă poate să arate ceea ce simte. Văcusem cu tot o altă idee. Bun, dacă totuși erai afară și vorbeați așa cum v-ați vorbit, te mai și brusca așa cum a făcut-o, cum reacționa? Dar nu am bruscat-o. Dar nu m-a bruscat. Cu altfel se vede din fața televizoarelor. M-a tras de mână, dar m-a tras normal. Nu m-a tras cu foarte multă putere-forță. Dar când te-a luat în brațe și te-a ținut cu capul în jos? A, nu, atunci eram în curte și m-a luat, a vrut să mă ia în spate. Și eu n-am vrut, am opus forță și nu, m-a luat tot de picioare. M-a luat tot de picioare, vrea să mă duc în... Am mai stat oricum o jumătate de oră în dormitor și încerca să mă împiedic. Ca așa am vrut să iau și în seara când am vrut să-i organizez surpriza, tot cu forța în brațe, dar atunci m-a enervat prea tare și n-am mai luat-o deloc. Am lăsat-o în pat. Și dacă erați în afara casei, unde se ajungea? Dacă eram în afara casei, nu s-a organizat nicio surpriză. Stăteam toată ziua în pat și la revedere. Deci niciodată surpriză în afara casei, pentru că iată unde pot ieri. Da, nici aici nu se mai organizăm nimic. A, deci ați renunțat. Nu, m-a mers foarte prost la fiecare aniversare. Nu ne-a mers prost la fiecare, la asta a mers prost că sunt eu prost. Mă rog, cam de multe ori aceeași scuză, că am spus-o la nervi și lucrurile astea se repetă, din păcate. Vedem însă despre ce o mai fi vorba după pauză.